Aici, sigur, domnul președinte Băsescu l-a dat în judecată pornind de la acuzațiile care conturi în străinătate. Dânsul președintele României trebuie să facă acest lucru. Eu nici măcar nu doresc să irosesc un minut în judecată cu un om care e sub orice critică. Dacă m-aș apuca acum să intru prin tribunale cu toți care m-au insultat sau mi-au ponegrit numele, mi-aș petrece viața în tribunale. Practic, acest domn Roșca Stănescu, dacă avea o minimă decență ca membru al Partidului Național Liberal, își întreba direct colegii, respectiv pe domnul Mihai Voicu, care era mandatar financiar din partea Partidului Național Liberal la Alianța Dreptate și Adevăr, alături de mandatarul financiar al Partidului Democrat. Ei semnau împreună orice document privind mișcarea banilor din contul bancar al Alianței Dreptate și Adevăr în perioada campaniei electorale și l-a fi întrebat pe colegul dânsului, Tăricianu, care la, în luna noiembrie 2004 era deja delegat să exercite funcția de președinte al PNL-ului și co-președinte al Alianței Dreptate și Adevăr. Și ar fi întrebat pe acești doi domni, colegi ai dânsului de partid, bă, fraților, ce ați făcut cu alea 7 milioane de dolari care zic eu că au intrat în contul bancar al Alianței? Deci ceea ce ne spune domnul Roșca Stănescu, în stilul caracteristic de manipulare al opiniei publice pe care îl are, ne spune așa, știți, liderii Alianței și cu mandatarii financiari s-au gândit cum să spele niște bani, 7 milioane de dolari prin România și i-au băgat într-un cont bancar deschis la o bancă în România, că așa crede dânsul că se folosesc banii negri în România sau se spală banii băgându-i într-un cont al unei alianțe politice deschis la vedere într-o bancă din România. Deci, ce poți să spui la o asemenea porcărie lansată în opinia? Dar noi am demonstrat în seara asta, domnul Stolojean, banca americană, prin care spune domnul Roșca Stănescu că în 2004 s-ar fi făcut transferul, nu mai exista din 2002 sub acel nume, plus că după 2001, cred că și dumneavoastră mult mai bine ca mine, după 11 septembrie, transferurile bancare din Statele Unite suspecte erau investigate atent de toate organele lor, de la CIA, la FBI și așa mai departe. Știți ca și mine că domnul Roșca Stănescu este un profesionist în chestiuni din astea. Deci, asta e situația. Din păcate, tranziția în România, în caracterele oamenilor, durează. Continuă. Da, mulțumesc foarte mult, domnul Stolojean, pentru interviu.